Șeful statului nu poate schimba membrii cabinetului de miniștri. Curtea Constituțională a declarat astăzi inadmisibilă sesizarea președintelui Maia Sandu privind interpretarea normei constituționale în partea ce ține de modificarea componenței executivului aflat în demisie. Instanța a decis că guvernul, al cărui mandat a încetat, poate să numească sau să propună pentru numire persoane în funcții de demnitate publică altele decât miniștri. Decizia a fost pronunțată de președintele Curții Domnica Manole, iar cu mai multe detalii în acest sens bine colegul meu, Alexandru Albu, care a urmărit ședința Curții Constituționale. Alexandru, bună seara, te ascultăm! Bună seara și bine v-am găsit. Ședința Curții Constituționale a început la ora 10. Reprezentantul președinției la înalta curte, Olesea Stamate, spune că prevederile care nu permit remanere într-un guvern cu mandat expirat sunt neconstituționale și nu ar trebui interzise în totalitate posibilitățile de remaniere guvernamentală. De altă parte, reprezentantul Parlamentului, Radu Radu, a pledat pentru respingerea sesizării președinției și susține că există limitări în atribuțiile unui guvern demisionar. Un astfel de executiv ar trebui să se preocupe doar de administrarea treburilor curente ale statului și nu poate să facă remanieri inclusiv pentru că nu are aceleași responsabilități în fața parlamentului după audieri au urmat aproximativ două ore de deliberări, după care judecătorii în alții curți au admis parțial sesizarea depusă de Maia Sandu cu privire la legalitatea remanerii cadrelor de către un guvern demisionar. Astfel, magistrații au decis că guvernul în exercițiu poate numi în funcție doar noi secretari de stat și funcționari publici, însă prim-ministrul interimar nu poate schimba componența cabinetului de miniștri. Totodată, guvernul demisionar nu poate încheia contracte precum și tratate internaționale care, Implică angajamente financiare. Până la modificarea legii de către Parlament, Curtea a considerat necesar să stabilească o soluție provizorie. Așadar, guvernul, al cărui mandat a încetat, va putea numi sau propune pentru numire persoane în funcții de demnitate publică, altele decât miniștrii.